Taximetriștii consideră că decizia de impozitare a bacșișului este aberantă. Mai mult, șoferii din Buzău susțin că în ultimul timp prea puțini sunt cei care mai lasă bacșiș, iar pentru declararea lor este mai mare deranjul. Ce părere aveți despre impozitarea bacșișului la taximetriști? Ce părere să am? Ne-a cocoșat așa, vor să ne cocoșeze de tot. Impozitare. Vrea să scoată sărăcia din țară cu amărâții din noi. Dacă dumneavoastră credeți că poate să scoată sărăcia din țară cu bacșișul nostru, rămâne de înțeles. Asta este cea mai mare prostie, doamne. Adică, ce bacșiș să-ți lasă omul? Spre exemplu, hai să o luăm așa. Cursa face 4,50 lei de bani. Sau 55 de bani, 60 de bani. 40 de bănuți aia. Cum poți să... Și noi n-avem casă de marcat deocamdată, n-avem, deci nu se poate să... Omul îți lasă cifră rotundă acolo, tu te cauți să-i dai 40 de bani înapoi. Omul ce lasă, domnule, așa, eu ce să-i pasă, iar un pe geam? Ce să zicem despre bacșiș? Noi nu prea suntem de bacșiș, în primul rând, că lumea nu își permite să dea bacșiș. Și în al doilea rând... Nu știu, e o prostie, deocamdată nu se știe cum și în ce fel, caiet, bon, pe casa de marcat nu se poate bate așa ceva. Deci, deocamdată nu se știe. Eu cred că este o aberație. În primul rând că unii îți dă, alții nu îți dă, nu știm sigur care îți dă. Deci nu există un bacșiș impus, să, de exemplu, să fie la suma de, să dea 10%. Nu, la noi nu este. La noi dacă îți lasă, îți lasă, dacă nu, mai luăm și țepe, de exemplu, te duci în Simireasca noaptea, pleacă omul și nu mai plătește. Deci nu sunt de acord cu asta, da? Nu depinde de mine. Legiferarea bacșișului, decisă recent de guvern, prin care bacșișul trebuie evidențiat pe un bon fiscal separat și impozitat cu 16%, îi pune la cheltuială pe taximetriști. Conform ministrului Finanțelor, pentru călătoria cu taxi, aparatul de marcat va trebui modificat, astfel încât să emită, în afara bonului fiscal emis, conform tarifului perceput pe kilometru, și un bon fiscal pentru bacșișul dat de client taximetristului. Asta înseamnă o cheltuială în plus și pentru dumneavoastră, pentru că trebuie să modificați aparatele de taxat. Păi și aparatul de taxat abia l-am cumpărat, am dat 10 milioane pe el. Îmi dă banii înapoi pe el ca să-l cumpăr pe celălalt, nu? Dacă îmi dă ei banii înapoi, da, până la urmă trebuie să facem ca ei, că n-avem încotro. Nu-l modificăm noi, trebuie să ne spunei ce casă de marcă. Am înțeles după auzite că ar fi de la 15-20 de milioane. Deci vă dați seama că este o investiție foarte mare. Dar... trebuie să se lămurească într-o. Acum trebuie să ne cumpărăm niște caiete să vadă, să le ducem la ANAP sau nu știu unde, la ăștia. Cu banii de buzunar. Cu banii de buzunar. Deci cât ți-ai cheltuit, cât ți-ai la tine, ce ai luat, ți-ai luat un covric, trebuie să scrie acolo. Chiar că n-am văzut cum arată caietul ăla, dar trebuie să-l facem. O mare cheltuială, că s-ar putea, nu buton, s-ar putea să ne pună să schimbăm casele de marcat cu totul. Și asta e foarte mulți bani. Deci da. Numai buton. Da, am auzit că costă jur la 20 de milioane, v-am spus. Eu sunt angajat, nu sunt patron. Deci nu le-ar conveni la patronii respectiv că să ia alte aparate, să schimbe fiscalizarea. Vă dați seama că mulți s-ar lipsi de aceste treburi. Eugen Teodorovici s-a făcut de râs în toată țara după ce a declarat că persoanele care dau bacșiș băiatului cu pizza trebuie să meargă la sediul firmei unde să achite bacșișul cu bon fiscal.